Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Captive Minecraft. După nici nu știu cât timp, pentru că știți că am făcut acele două episoade de 42 de minute, sper că le-ați vizionat, pentru că am făcut și multe achievement-uri, dar m-am jucat extrem de mult Captive Minecraft. Bă, foarte bun. Nu știți cât de mult m-am jucat eu. M-am jucat destul de mult Captive Minecraft. Adică și am făcut exact așa multe chestii încât n-am avut UP-ul să încep pe hartă, pentru că am făcut multe. Posibil că o să credeți că bătule era de pe Creative. Nu, bro. Sunt toate astea sunt legit, literalmente. Și avem foarte multe chestii și am mers în Nether, undeva jos, la Bedrock. Și am murit 100 miliarde de ori. Și practic ca să iau un chest, unde acolo aveam un... Aveam niște chestii. Și am început să-mi pierd controlul de a mă juca într-una, pentru că am vrut să mă joc într-una, dar mi-am pierdut controlul și m-am jucat o grămadă de Captive Minecraft. Și cred că a fost cam așa. Dar mă rog. Deci, din episodul anterior, în primul rând, ce nu aveam? N-aveam această casă care este... Care nu e cu design sau ceva de genul, e doar așa o casă pătrată aruncată aici, pentru că, bă, seria asta nu mai durează mult și se încheie. Adică, de ce stau eu să fac o casă nici chiar modernă, dar poate facem noi, poate fac eu chestii off-camera, pentru că, da, o chestie off-camera și facă țaca-paca-paca și facem așa. Deci, ce avem nou și data trecută nu aveam? În primul rând, enchanting table-ul, al doilea rând. Armura asta de diamant, care e cu full protection 4, toate mi-au ieșit exact la fel. Toate cu protection 4, ceea ce sunt foarte, foarte bucuros. Și după aceea poate să mă întrebați, bă, dar tu de unde ai făcut rost, bă, de XP? Ei bine, o să vă arăt în câteva momente, să liniștiți, o să vă arăt în câteva momente. Am mers până sus acolo, de fapt asta știți din episodul anterior. Am făcut achievement-uri, nu știți câte multe am făcut. Nu foarte multe, dar practic hai să vă arăt ce am făcut. Deci ce achievement-uri am făcut eu, cât am fost plecat, cât voi n-am spus pe aceea. Deci, în primul rând, nu știu doamne are ăsta al meu. Deci, am făcut în primul rând, enchanter-ul. Bro, what the fuck, ce ai bă? Stop, vreau doar să arăt la lume. Deci am făcut, hai să începem cu începutul. Ăsta, nu știu dacă l-am făcut... Ba, da, ăsta l-am făcut pe episod. Ăsta nu l-am făcut pe episod. Stop! Uite ăsta, Librarian. Bro, nu știu ce are jocul ăsta, dar mă enervează. Deci am făcut ăla, ale două. Am făcut The Lie, frumos. Un tort, am făcut un tort. Ce am mai făcut, bă? Am mai făcut acest achievement care trebuie să merg cu un kilometru cu minecart-ul. Adică fix, uite, fix acolo am făcut achievement-ul și încă mai merge minecart-ul ăla după... Habar n-am câte zile. Suntem la ziua 18. Ca să scrieți și voi la ce zi suntem. Suntem la ziua 18 și am lag. Stop, bro, nu vreau să stau aceea. E puțin lag, știu. Dar acolo sunt gunoaiele mele pe care... Aparent văd că nu s-au despawnat nici până în ziua de azi. Dar, mă rog, nu mai contează. Deci. Am mai... Nu aceea aici. Deci am făcut asta. Astea. Deci astea două cred că le-am făcut pe video, nu știu. Am făcut și ăsta, frumos. Și astăzi mergem în end. Mergem în end pentru că... Da, astăzi o să facem două achievement-uri. Sau trei, nu. O să facem trei achievement-uri. Deci, în primul și primul rând, o să facem achievement-ul acesta, The End. O să facem The End. După aceea o să facem Adventuring Time, Requires The End. Și o să facem și ăsta pe care puteam să-l facem din videoclipul trecut. Da, eu sunt dumb. Bun, să mergem aceea la noi în casă și practic vreau să vă spun o chestie. Avem un pic exo pe aici. Nu știu dacă știți voi, de fapt mă nu știți. Știți de ce îmi făcea ăsta așa? Mai întâi făcea așa. Aveam telefonul pe touch screen de la... Pe touch. Pe ăsta touch mână, că dacă n-ai mouse, iau-te, dacă n-ai mouse... sau ceva de genul, da, practic, touch screen, sau, nu touch, chestii de asta. Deci, practic, ce am enchantat eu acum, am enchantat fix așa.
târnă copul acesta. Cu Unbreak in 3 și eficiență 4. După aceea i-am pus Fortune-ul și am luat diamantele de sus de acolo. Și după aceea, da, practic am luat o grămadă de diamante. Foarte multe diamante. Am luat extrem de multe diamante și sunt foarte bucuros și sunt foarte mândru de mine. Avem cam prea multe animale aici. Voi ce ziceți? Avem cam prea multe. Bine, găini mai de-astea alte animale. Găini, dar știți care e faza? Pe mine mă enervează mouse-ul ăsta. Ok, nu mai am mâncare, dar lăcare în chest. Pentru aceea cu blocul ăsta aceea, random. Păi ca să dau ouăle de pământ, să mai dau în animale. Dăm ouăle de pământ, frumos. Hai bro, dată. Cred că și astea fac lag, dar stați liniștiți că o să scăpăm de ele la sfârșitul seriei. E posibil și le mut un pic mai sus, să le mut pe acolo, pe sus, da? Mă rog, nu mai contează. Deci, avem o grămadă de mâncare și da, trebuie să mă prăjesc. Mai avem aici niște fier, care stabil de aceea de ceva timp, dar o să vreau să prăjesc așa, pac, țaca-paca, țaca-paca. Și frumos, prăjim și fierul ăsta și haide să dormim, nu chiar pentru prima dată, pentru că am mai dormit. Uitați, sunt 88 de anim, 82 de animale. Gen, sunt foarte multe animale, ia uitați, nici măcar nu dorm din prima. Sunt extrem de multe animale, dar o să scăpăm de ele, stați niștiți, vă promit că o să scăpăm de ele și da. Bun! Haideți să mergem jos frumos în mină. Cu acel villager nu s-a mai întâmplat nimic, am mutat totul de aici. Pentru că, sincer, trebuia să mut totul de aici. Și n-am măcar o bucată. E ok. Deci, nu știu dacă știți voi, dar what the fuck are you doing, hey man? Ok, hai să vă arăt ce am și pe Sabie și Armes 4. Ok, nu, am lăsat numai și Armes 4 pentru că n-am mai avut experiență. Și un creeper. E bine că ai boboi, dar o să se spawneze creatori și nu o să fie nașpa dacă se spawneze creatori. Da, e, bă, ce să mai... Asta este, ce cui pasă. Dacă mai țineți voi minte, undeva pe aici, am avut un spawner, da? Un spawner care încă nu era activat din cauza border-ului. E, ce să vezi, băiatul vostru l-a activat și acum l-a transformat într-o fermă de XP. Unde... Bă, merge destul de greu, bă, nu merge, iau-te-l. Deja sunt băieții aici. Și practic am făcut XP, o grămadă, prea mult XP am făcut. Nu mai aveam loc în inventar să arunc oasele, sincer. Adică am zis că, bă, nu le pun în chest, că n-are rost, gen. De ce le-aș pune în chest? Bun. Cred că după aceea mai este niște fier. Deja să facem 3 achievement-uri și de data trecută am făcut parcă 20 achievement-uri și acum avem 25. Deci, da, este foarte bine. Dar, eu nu vreau să merg aici. Eu vreau să mă duc, nici jos nu vreau să mă duc, eu vreau să mă duc sus. Ne lăsăm armura, pentru că nu prea sunt pregătit să bat dragonul. Deși aș vrea să păstrez levelul ca să fac un ăsta cu power 4 și să batem dragonul. Dar, cred că putem bate dragonul și astăzi. Posibil. Păi, cred că... Bă, eu zic că putem. Dar ne trebuie XP și ne trebuie și... Și sunt atât de prost încât mi-am aruncat săgețile, gen. Le-am aruncat din instinct. Și pac, le-am aruncat, dar... Aia, bro. Bro, deci... Nu știu ce are asta, jur. Jur, chat. Ia uitați, bă, că deja s-a făcut și mâncarea. Nu prea repede se face, zici că e smoker. Ok. So, ne trebuie săgeți. Mai avem aceea săgeți, ar trebui să mai avem. Vedeți că am mutat chiar tot. Și dacă ați observat, am un hou de diamant. Poate mă întrebați de unde am hou-ul ăsta și toate astea la fel. Le-am găsit undeva în Nether, jos. Și vedeți că am stat AFK mult și am făcut chestia asta. Chestul ăla deja l-am deschis. Și ce mai trebuie de afară să-l deschidem? Păi aia vă arăt eu acum. Chestul ăsta. Chestul ăsta care e la 100 miliarde de tacimenturi. Da? Deci da. Bun.
Eu zic că suntem pregătiți. Avem Full Protection 4. Ce n-avem este Feather Falling 4, din păcate. Dar știi cum se zice. Nu ne trebuie Feather Falling. În primul rând, nu cred că o să putem să spargem acolo în Nether, in the end. Deci cred că X-ul ar trebui să lăsăm acasă. Nu vreau să-l pierd. X-ul cred că trebuie să lăsăm acasă. Pentru că acolo în Nether nu putem spargem absolut în Nether. În the end, nu putem. Deci, da. Și cred că ăsta am să-l mănânc dacă sunt în pericol în the end. Ok. N-are rost să-l mănânc acum pe deget. Și da, putem să dăm unlock la... Puteți dăm unlock. Putem să punem... asta, bă. Altceva de mâncat, de mâncare, bă. Suntem pregătiți, eu zic. Blocul nu putem să punem acolo. Când venim acasă, oricum, eu nu mă duc nicăieri, gen. Adică... The beginning. Uite, requires the end. Adică gen să bază dragonul. N-are rost să... N-ai de ce. Să te duci în... cum zice, bă? Și acolo, dacă nu mă înșel, nu există Enderman. Deci, da. Eu zic că o să fim safe. Cine poate da damne este dragon. Așa că, da. Doamne ajută. Apropo, încă este Paștele, gen. Și, da, practic este și luni. Și marți, Paștele, ceea ce este șmecher. Mâine aveți episod de Raton SMP Firar, să fie că acolo v-am arătat tot ce am mai făcut și, faoleo, a revenit și Alinescovici, adică practic Alin, a revenit și el pe SVP, că eu nu mai știa parola, nu știu ce, mara mai contează. Aoleo, nu explodă, brodere, stai că îți mi-a apărut ceva aici. What the fudge? Nu cred că trebuia să pun... nu cred că trebuia să la... Ok. Bă, dar stai că noi eu n-aud băstea. De ce nu le aud? Bă, chat, să intrăm? Cum aici nu am lag? Și pe Raton SMP, dacă merg în the end... Și merg așa și aici și așa, am lag. Chat, nu sunt pregătit absolut deloc. De fapt, sunt pregătit. I'm ok. Auzi, capatrule, du-te și tu generează Nether-ul acolo. Nether-ul ăsta, mă, the end-ul. Cum e, bă, the end-ul? E bine, pot să vin? Ok, că-mi pot dorăți că pot să vin. Fuck it. Tu vedeți, v-am zis, bun. Deci... Nu avem nevoie de două ceancuri, deci am făcut încă un achievement, s-a mai mărit border-ul. Vedeți? Toate astea. N-am armură. Am crezut că n-am armură. Bro. Ce bine că suntem full diamond. Și alea trebuie să le spargem, nu? Da, trebuie să le spargem. De unde e dragonul? Bă, și mai cred că o pus ăștia asta. Ok, unde este Interway? Cred că trebuie să dau un restart la joc, stați așa, nu un restart la joc, la hartă. Nu s-a generat Ender Crystal-urile și am și lag. Și e lag de la ăsta, de la joc. Gata, bă, acum. Alo? Oh, shit, și m-a speriat. Fuck! Ok, stragem în alea. Vine dragonul. Dragonul, să știți că este foarte enervant în 1.11, din ce am înțeles. Este foarte enervant. Deci, da. Hai să încercăm să nu avem fricte cu un dragon. Pentru că nu prea cred că avem chef de așa ceva. Vedeți, nu pot să pun blocuri, nu pot să fac nimica. Aparent sunt endermeni. Ok, Minecraft-ul m-a dezamăgit. Sunt endermeni, aparent. Prins în Enderman, sunt Enderman, deci da, am făcut achievement-ul ăla de end, deci este foarte bine, puteți să mai facem încă un achievement. Fac, cred că facem 4 achievement-uri astea. Dacă tot... Oh shit! Am murit aici. Sunt un gameplayer profesional. Deci, jur, uite, de asta m-am zis că de asta e foarte enervant. V-am zis că e foarte enervant. Când e ca pe Bedrock.
Când el este jos și face părciu. Come on, bro, get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Să putem să-l spargem și ăla. Dar l-am spart, perfect. Bă, nu voiam să bat dragonul astăzi, dar dacă tot s-a nimerit, că mergem și în end. Hai, de ce nu? Hai, repede, 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 spargem ăsta, spargem, bă! Sal... A, mă, că mergi ca... ca... mamulent. Mamă, sunt trei de-astea cu o cușcă? Not good. Not good, not good, not good. Sunt trei din astea cu cușcă, chat. Nu-i bine, nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place situația. Că sunt trei din astea cu cușcă. No, bro. Ok. Bă, uite-s bun. N-ai ce zice. Ai, nu te uita la Enderman, că Endermanii sunt periculoși. Care mi-am a... Son of a... Stupid. Vedeți cât de enervant e? Fix la ultima, firar să fie. Fix la ultima. Oh my god, nu mai da, bro. Come on. Lasă-mă să distrug și ăsta. Deci îmi trebuie bucket-ul mereu. Mereu, mereu, mereu. Vedeți de ce vă trebuie bucket? Că muriți imediat. Ați zis cât era aproape eram să mor. Haide, 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 bro! Unde, doamne, e cât trebuie să mai work? Zbat joc, mustață, zbat joc. Își bate joc, mă, dragonul ăsta. Am uitat la un Enderman, da. Well, that's a shit. Am omorât? L-am omorât dragonul. Ba nu, tot aceea-i. Cred că pot să mă teleportez, dacă stau să mă gândesc. Sau poate că nu. Repede, repede, repede. Ok, am trecut de mâzgalul ăla. Dragonule, lasă-mă în pace. Sunt aici sus. Repede, repede, repede. Sparge, sparge. Nu-l mai suport. Probă de min. Am dat în ăla. Oh, goddammit. Uitați cât de repede. Come on. Trebuie să sparg ăla. L-am sparg acum. Gata. L-am sparg pe toate? Da, cred că l-am sparg pe toate, chat. Deci cred că sunt ok. Deci cred că putem să dăm și după dragon. Dacă... A, ok, uite-l. Tot la cap trebuie să-i dai? Bă, da... Come on. Și versiunea asta merge Endermanii după dragon? Cred că m-am uitat la un Enderman. Fără să vreau. Ba nu. Bro, leave us alone. Lasă Endermanii să-și vadă de viață. Dar o să ajut eu Endermanii. Iisus, aolo! Aolo, uite cum vine! Eu ați văzut cum a venit. Bro, ați văzut cum a venit, firar să fie. Bă, dar eu nu am nici dra... Fiți atenți că nu pot să-l mai atac acum, că e prea sus. Mergi să dai cu arcul în el în versiunea asta. Nu, nu merge, nu merge, nu merge, nu merge. Bro! Oh, shit! Stai-mă să auzi... Fuck, am ieșit din greșeală! V-am zis, stai să auzi și voi, dragonul, că eu nu-l aud, oricum, nu-l aud. Băi! Băi! Băi!
Am uitat că dacă ești de aici, își face dragonul viața înapoi. O să fie o durere să... Să stau iar să mă bat cu el. Vedeți cât de nervant e dragonul ăsta. Ai, mă, cam am vis tu acum. Fix n-am venit dragon. No. Proastă greșeală pe care am făcut-o. Am venit după mine, nu mai fi bun. Cea mai mare greșeală. Uite acum că puteam să-l batem. Că-l băteam. Uiteați cât de greșeală. Mă mir că n-am murit, dog. Și putem să facem foarte multe enchanturi, bro. Știți că am stat vreo 2 ore la fake, așa am făcut level 60. Bă, bune! Bă, bune, dar m-am aruncat săgețile ca un dobitoc. Opa! Nu vreau că tot vin! Nu. Mare multă viață, nu mai am multă. Ce-am făcut, bro? Încă dăm și apolo imediat. Că batem dragonul, facem două achievement-uri. Din păcate, o nu cred că o să putem să luăm, deci o să fie sad, mare, o să fie sad. Toată lumea să plângă. Shit, 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 shit. Acum trebuie să dau apple-ul. Dar sunt ok, sunt ok, sunt ok. Ați văzut ce m-a aruncat, mă? Dacă n-aveam armura asta pe mine, eu muream. Nu-mi coace. Nu-mi coace, bro. Cam aia. Și dă dragonul în mine. Da, bro. Știi-te. Vreau să-l omor cu pumnul, vreau să-l omor cu pumnul, vreau să-l omor cu pumnul, să mor eu de... Vreau să-l omor cu pumnul. Uitați că mă uit după Enderman-ii cum... cum merge dragul. Acum vine, acum vine, că e sus acolo, ia uite, ia uite, ia uite, ce e acolo, bro? Ok, deci, am primit ok, deci, hai să vă zic ce s-a întâmplat. Când am bătut dragonul, nu mi-a dat ăsta. Nu mi-a dat achievement-ul ăsta. Și din păcate, practic, merită. Am bătut dragonul, ați văzut și voi când i-am dat ultimul hit și nu mi-a dat achievement-ul. Pot spune că jocul ăsta e un schem, dar l-am bătut și am făcut și chestia asta, așa că, da, din păcate nu putem să-l luăm, pentru că dacă dau așa cu el, nu prea pot să, nu pleacă nicăieri. Așa că, da, ieșim din dimensiunea asta și nu mai venim niciodată în viața noastră. Uite mai mult XP aici. Aia, am foarte mult. Am 69. Perfect. Și, da, acum... Să mergem să dormim după o bătălie. Sincer, chiar mi-a plăcut. Chiar am reușit să batem dragonul. Mă mir că am reușit să batem dragonul. Dar acum mai avem altă problemă.
Ia să vedem, mă, să, cât să, să exist border-ul, că să deschidem chest-ul ăla. Op. Ne mai trebuie. Bun. Acum, vreau să mă duc foarte frumos. Să facem următorul achievement, dar nu să ne aruncă de la etajul acum. Mergem să facem încă un achievement, dar ne trebuie blocuri, am uitat. Oh my god, ah, nu s-a stricat foarte mult, ok. It's ok, e ok, armura este foarte ok. Suntem și noi ok, voi sunteți ok. Sunteți ok, eu zic că nu sunteți ok, dar pe bune. Sunteți ok, ba, eu zic că sunteți ok. Ok, so. Băi, ce, what the? Ei, nu știu cum a ajuns cu acest copac aici, dar a crescut fix acum, pentru că nu l-am văzut. Măi, nu-mi spune că mi-a stricat cu... Să nu cumva să văd, când mă întorc înapoi, să văd că este un bookshelf lipsă. Atât zic. Atât zic. Ok. Aici și-a trebuie să mergem frumos. Pac. Deși cred că putem să ne teleportăm acolo, bă, prostule. Exact. Și... Și... Și să vezi că nu mi-a dat achievement-ul. Poate că trebuie să reintru. Adică te-am reintrat și intrat pe episodul ăsta de nu mai pot. Po, bune, am ieșit și am reintrat de 100 de ori. Oh, hello? Nu trebuie să se întâmple ceva. Bro, nu trebuie să se întâmple ceva. Nu trebuie să-mi dea un achievement ăsta, chat? Nu trebuie să-mi dea un achievement? Sau nu ăsta e? Nu cred că e ăsta. Cred că e ăla de sus. Ah, e ăla de sus, cred, cel mai probabil. Bă, cred că da, cred că e ăla de sus, mă. De sus, 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 sus de tot, acolo, așa. Hai să mergem acolo să vedem, să mergem pe ăla. Acolo nu, acolo face achievement-ul Sniper Duel. Care ăla ne trebuie power 5 neapărat. Deci ca să știți, ne trebuie power 5 neapărat. Neapărat ne trebuie power 5. Da. Deci nu acolo faci achievement-ul. Din păcate. Îl faci sus. Deci sus, acolo trebuie să mergem. Sus. Nici nu știu dacă vreau să mai joc cum Among Us, adică gen... Da. Am postat și două clipuri de Paște, ați văzut că Roblox nu mai postez pe simulator în viața mea. Pă bune, deci nu vreau să-mi dea huge-ul ăla deloc, bă. Deci nu știu. Și pe aceea, ce v-am să zic, eu mai aveam și tu pe o să-mi ziceți, dați-mă și mie un huge. Gen voi, dar ce doamne bă, că nimeni nu e expert în Pet Simulator de aici. What? Păi ceea ce mi-a durat să mai facem mă atunci? Discover the biomes. Adum the biomes, bro. Spawn the wither. The wither. Ok. Ce cred că ar trebui să facem noi în momentul de față este așa. Trebuie să vedem cum facem overkill. Deci ne trebuie overkill. Și ăsta. Overkill și ăsta. Deci. Notch apple-ul și overkill. Deci ne trebuie un oceapăr și overkill, am înțeles. Credeți că putem să ajungem până acolo, până jos? Nu vreau să mor, da, aia zic. Hai că am reușit, e bine. Nu am vrut să mor, jur, dacă muream. Și pierdeam tot levelul. Vai, vai. Haideți și să mergem să enchantăm, pentru că este enchanting time. Anyone enchanting time? Anyone? Enchanting time, bro. Bun, lăsăm apple-ul ăla acolo. Nu-l mâncăm momentan, pentru că nu prea are. Acum, îl mâncăm când facem alta achievement. Dați așa, deci. Level 8. Level 30, bun. Flame și 2, dar îmi trebuia power 4, bro. Trebuia tu, power. Power și la power 2. Cred că știi. Poate nu s-a luat pisul aici. Oh, shit. Scuze. Punch 1 și power
Paola. Și mea proastă enchantul ever. Dă-mă, bula pisoara înapoi, ce doamne stai atâta 100 de ani. Mamă, ce lag am de la animalele astea. O să le dăm, am o întrebare, mai am săgeți? Săgeți, arc. Arc, mai am așa, mute eu încă unul. Să-mi dea pe ăsta 4, că dacă îmi dă power 4, pa, pa, o. Cred că ar trebui să punem asta pe sabie, chat. O să o punem pe sabie pentru că, în primul rând, în Nether avem un spawner de skeleton, dar o să pun un spawner de wither skeleton. Pentru că, ca să putem să facem asta de spawnăm wither-ul. Power 4. Power 4, Infinity și Unbreaking 3. Ăsta este arcul perfect. Nu chiar perfect, ok? Încă. Perfect, dar ne trebuie niște string. Deci ne trebuie string pe undeva pe aici. Avem string pe aici pe undeva? Băi, ce carte e? Lock of the Sea 3. Ne trebuie string. Dar nu știu dacă am. Avem string și avem și lemn. Deci hai să mai facem încă un arc. Și pentru că în primul rând vreau să fie și full reparat. Deci da, vreau să fie și full reparat. Deci o să facem arcul. Am și uitat. Eu nu uit bă niciodată în viață. Uite așa se făcea bă. Ce ziceți? Uite așa se făcea. Și crezi bă că eu nu mai știu Minecraft? Bă, mai știu, cum să nu știu. Bun. Hai să vedem. Pac și șpac și power 3. Ok. Dă lapis odată, așa. Stau cu student să-mi dea lapis odată. Aaaa, gata, bă. Aoleu, prea mult XP, bro. Hai să mai facem altceva, alte diamanturi, nu știu. Hai să facem din diamantele astea un niște buți. Ce ziceți? Hai să facem niște buți. Poate dă feather phone. Poate altceva mai bun. Unbreaking 3. Unbreaking 3, ok, deci o să adăugăm Unbreaking 3 pe acest, știi, buți. Unbreaking 3 frumos. Dar să ne ia grămadă de levele, 17 nivele, ok. Facem așa. Acum așa. Ce Dumnezeu? De unde ieși, bă? Stai așa. Ăsta. 15 nivele. Ăsta 20 de nivele. Dacă adaug eu asta, 14 nivele. 20 de nivele. Ok, deci nu adaugăm ăsta, adaugăm ăsta și facem power 5. Și acum dacă este să vreau să pun și astea și să fie arc. Perfect. 15 nivele. Ok. Avem și unbreaking și pe ăsta. Și mai trebuie unbreaking pe ăsta, dar nu mai avem unbreaking. Deci, avem un arc destul de OP. Frumos aici, așa. O să-l păstrăm aici, pentru că v-am spus că o să vreau să pun ăsta. Și... hai să facem achievement-uri. Stai, what the... Parcă e puțin lag. Hai să vedem ce achievement-uri să mai facem. Deci... deci am făcut astea două. Una, două. Putem să facem și ăsta astăzi, dar nu prea vreau acum. Ăsta vreau să-l fac. 50 de metri. Când e noapte. Fii atent cum facem, deci. Nici m-am uitat eu pe YouTube. Știu cum să... știu unde se spawnează scheleton. Deci se spawnează în afara border-ului niște scheletoni, undeva. Vă arăt eu imediat unde e. Se spawnează niște scheletoni, dar din păcate nu prea pot să filmez când așa, pentru că trebuie să fiu... nu trebuie să am lag deloc. Sau ceva de gen, nu știu. Trebuie să am mai multe chunk-uri, da, asta explică. Mai multe chunk-uri. Și what? Am lag pe single player? Adică vedeți acolo că aveam... ok. Bun. Tot trebuie să facem drop până aici, deci da, păcat că am folosit perla aia. Acum dacă mor, nu mai să sincer, pentru că nu mai am level deloc. L-am folosit să facem un arc foarte OP și este bine și a fost o alegere extrem de bună. Uite de aici, trebuie noi să mergem, să facem așa acolo, 5 șancuri, da, 5 șancuri, să lovim așa
Și în continuare așa, până noaptea, până când se termină noaptea și încercăm să-l omorâm ca să facem ăsta, pentru că o să se spawneze ceva acolo. Deși nu știu, bă, dacă avem, nu știu dacă am eu până acolo, gen, să văd. Pentru că, bă, dacă vedeți voi, eu nu mai văd animalele alea. De aici. Uite, vedeți? Uite-l! Bă, văd, e bine că văd până în partea aia. Mai sus. Vedeți, se spawnează ei. Deci vedeți că se spawnează. Dar nu trebuie să dăm acum pentru că degeaba dăm. Pentru că și-a damage de la soare. De la soare și-a damage. Și practic, da, ei se vor spawna acolo. Și noi să luăm achievement-uri frumos. O să ies din border. O să mă duc pite fix acolo, bro. De ce? Vedeți, deci a zis că se spawnează acolo, deci nu trebuie să dormim astăzi. Well, that shit. Dacă nu era copacul ăsta, era bine, na. What the... Am crescut încă altul. Ok. Hai să ne luăm grânele. Și toate astea pe care le-am mai avem aceea. Și da... bun. Pe toate grânele. Nu sunt obișnuit cu sunetul ăsta, bro. Că știi că sunetul de la asta, de pe Minecraft-ul din zilele de astăzi, din ziua de azi, nu cred că o să mai mulțesc animalele. Nu mulțumesc, că deja am destul lag și nu mai are rost. Așa că, da. Bun, să zicem ce episoade vreți să mai facem. Adică gen de poate de Roblox, poate vreau să fac mobi, nici nu știu ce eu să vreau să fac. Dar, da. Păi, aș face cimentul ăla cu overpowered, să mâncăm nocea părul, dar nu prea aș vrea să-l fac acum, gen. Nu prea aș vrea să-l fac acum, dar ce sunt eu extrem de curios este ce este chest-ul. Deci ăla este the ultimate chest, dar vă zic că e de pe acum că chiar o să vreau să văd ce este în chestul ăla, pentru că eu nu știu ce este și nici nu pot să-l deschid. Așa că da, unde este soarele, dacă aș putea să știu? E acolo, hai să mergem sus, că se face acușa noapte. Și când mergem sus, se face și noapte, bine, bun. Fai frumos, mergem sus ăla și da, cred că o să încerc 200 miliarde de dolari, pentru că nu o să-mi iasă din prima să știți. Dar e bine pe noapte. E bine pe noapte pentru că dacă e pe zi, e nașpa. Pentru că oricum își ia damage și practic n-ai făcut niciun sniper kill. Deci, da. Bun. So, o să așteptăm să se... Uite, să despună și săgețile acum. O să aștept să vină ăștia. Și, da, o să așteptăm să... Uite, deja a venit. Da, degeaba... Uite, vedeți că se spună 2. Oricum, v-am spus, degeaba dăm în ei acum, pentru că ei și-au luat damage și noi trebuie să... deci eu trebuie să-i omor de la blocul ăsta de aici. Deci de pe blocul ăsta trebuie să-i omor eu, pentru că altfel acolo sunt... pentru că acolo sunt 50 de blocuri. Ok, deci domnule. Da, m-am zis, degeaba dăm acum în el, pentru că, da, oricum, dacă nu moare până, gen, până se face noapte, dar nu cred că o să moară. N-am murit, ok, deci din păcate n-am murit. Așa că trebuie eu să văd cum domne fac să... Ok, trebuie mai sus. Mai sus, dar după aia nu mai văd, bro. Mai sus? Ok, chat, nu prea văd. Nu-l văd, deci nu văd scheletul. Yes! Deci aparent nu conta. Nu conta. Yes, nu conta. Sniper duel. Deci nu conta dacă era noapte sau zi. Sau să-și ia damage. O altă oaie?
A, bă, că avem de ziua de 100.000, 100 de oi. Nu ne mai trebuie altă oaie. Asta o să o... Gata, vreau să dorm. Avem încă un achievement. Mama să abia așa, zici că eu bag în ochi. Ce fac acum? Bun! Și haide să facem achievement-ul promis. Adică, practic, acesta. De aici, de aici, așa. Apropo, o să merg eu off-camera în Nether și o să vă arăt unde am făcut, unde o să avem ăla, dar episodul cred că o să fie ultimul, pentru că nu cred că o să stau eu să fac, din păcate, ultimul achievement. Din păcate, nu o să pot să fac ultimul achievement, chiar îmi pare foarte rău, pentru că o să termin și vacanța. Asta este ultima săptămână din vacanță, ceea ce este destul de sad, dar, da, din păcate este foarte, foarte sad. Da, asta este. Aia e, bro. Și foarte frumos o să mergem noi acum în sus. Mergem sus. În primul rând hai să ne liniștim puțin. Văd că avem, iau, sau o să dăm să mănânc cu o carne, o bucată de carne. Clasic, episodul 42 de minute. 40 de minute acum, dar mă rog. Bine, acum e 41, dar nu mai contează. Da. So, o să facem acum două achievement-uri. Inițial, când o să mănânc ăsta, a trebuit să-mi dea un achievement. Unde am găsit ăsta, poate mă întrebați? Ei bine, sus acolo, pe chestia aia de Netherrack sau ceva de genul. Gen, pe chestia aia am găsit acolo. Dar vă zic de pe acum că achievement-urile astea două, ăsta și ăsta, o să fie făcute. Ca să știți. Deci, eu trebuie să mănânc ăsta. Și mi-a dat și acum trebuie să mănânc și stau pe ăsta și am făcut două achievement-uri. 30 de achievement-uri. Wow! Și vreau să văd dacă eu mor de aici. N-am murit. N-am murit pentru că cred că aveam și resistance. Bun, chat. Deci am făcut Adventuring Time, Overpowered și, da, practic, e șmecher. Bun. Încă un achievement. Data viitoare facem overkill și o să fac așa ce-mi roșii de echi de astea. O să stau oricum off-camera și eu ca să stau să fac să iau toate astea capetele alea două. Și să omorâm și Wither-ul. Din păcate, net v-am zis, nu putem să omorâm Wither-ul, deci, da, de fapt nu v-am zis că putem net să omorâm Wither-ul. Dar o să vreau să fac asta overkill. Deci overkill va fi făcut frumos. Trebuie să fac, deci ce-mi trebuie mie pentru overkill? Hai că vă zic eu acum ce trebuie mie pentru Potion de Strength, 2. Potion de Strength, 2 și sper că nu-mi trebuie Sharpness 2. Dacă îmi trebuie Sharpness 2, Sharpness 5, ai, n-am ce să mai face, pentru că nu mai avem diamante pe lumea asta de Minecraft, cred. Sper că v-a avut episodul, am făcut... Câte, bă? 30... Deci pe seria asta am făcut 30 de achievement-uri în 5 episoade, nu? 5 episoade, așa-i? Bă, da, tu mergi în continuare, alo. Cred că a parcurs ăsta vreo 50 sau 100 de kilometri, nu știu cât a parcurs. Dar sper că v-a plăcut episodul de astăzi, dacă vi l-a plăcut, dacă v-a plăcut, top să un like și ne-am zis de la uitare. Ba, ba.